Cineva mi-a sugerat să folosesc Firexus, Omor Zombie, ce ar fi mai, bine, mai bun decât uh, Katana. Acum nu știu, uh, hmm, o să încerc să-l folosesc pe asta, să vedem cam cât de bun e în comparație, dar sincer m-am obișnuit cu Katana. E foarte rapid, merge destul de bine. Um, ok, hai să vedem ce mai găsim noi pe aici, dacă mai e vreo chestie de găsit. Uh, pentru că am dat load și lutul se responează. O să facă zi în curent, nu vă faceți griji, că nu e noapte permanent. Dar momentan cred că e ora 5 dimineață în joc, așa că de asta. Stoporul e cam aceeași chestie cum e katana. Dacă dai right click, le dă o singură bucată. Dacă dai așa, le dă... trebuie să le dai de două ori ni, Cam aceeași chestie cu katana, nu e foarte diferit. Mă mai interesează pe mine niște chestii de băut, dacă aș mai găsi. Uite, dacă dau așa... Ah, uite, A, uite, l-a dat din prima pe asta. Am mai încercat oporul și dădea din două. Hmm. Poate chiar e mai bun. Nu știu. Și casa aia are loot în ea, dar trebuie să, sai, să sari peste ceva, nu poți să te urci așa din prima în ea. Bun, o să ne întoarcem la baza noastră. Am ceva muniție în asta? Nu mai am. Dar pot să-mi craftez ceva muniție. Azi, e ușor și cu katana. Bun, hai să vedem prin ce parte e baza mea. Că nu mai țin minte în ce direcție e. Cred că e pe muntele ăsta, dar nu sunt sigur. Uitați, se face și zi afară. A, pe aici era pe undeva? Sau în partea cealaltă? Cred că e în partea cealaltă. Partea cealaltă, da ideea e că uite că e o acolo. A? Mergem pe insula aia să vedem ce e acolo. The fac ce e E o chestie acolo. Hai să mergem să investigăm, să vedem despre ce e vorba. Da, ci că uh, jocul e mult mai mare decât mi-am imaginat eu la început. Eu ziceam că uh, trei baze și patru ferme și gata. Dar nu, ci că sunt și insule grămadă și tot felul. Și din cât am citit pe forum, am înțeles că tipul vrea să adauge elicoptere. Deci o să poți să zbori în curent în jocul ăsta. Deci câte chestii interesante în, în acest joc. Și mai deși e așa micuț, uh, promite multe și deja oferă mai multe decât majoritatea jocurilor triple uh, AAA sau chiar și ala indie care promit de mult și nu, nu mai uh, aduc ce promit. A, ah, buc... Holy shit! De ce a trebuit să dau atâtea bucăți în ăsta? Ciudat. School bag, nu mă interesează că am impresia că Ia stai așa School bag Și travel pack Travel pack are Dar nu spune cât are? A ah, ba da trebuie să-l pui pe tine, stai așa Hai să vedem Travel pack-ul are 12,5 kg poți să cari cu travel pack-ul Dă mă jos asta. Cannot lift. Ok, și school bag -ul. Stai să vedem cât are school bag -ul. Sunt tare curios. 10, deci mai nașpa. Ok. Trebuie să găsesc un rucksack sau un Alice Pack. Una din astea două. Că am zis că astea sunt cel mai bun din tot jocul. Equip. Bagam armura pe noi și să luăm și tricoul, adică ninja top. Și să-mi iau eu toate chestiile înapoi. Uh, știu că în momentul în care schimb ruxacul, poți să ți-l schimbi cu tot cu itemele pe tine, dar nu știu, am apăsat din greșeală și mi l-am dat pe tot pe jos. Da, nu e problema, le iau imediat itemele. S-a făcut și zi afară. Oh, shit, am găsit ceva de băut. Ce noroc pe capul, mă. Dar încoace, can't cola. Și să mergem să notăm până în insula aia, să vedem dacă găsim ceva acolo. și mai e o insulă pe partea cealaltă, exact lângă baza mea. E ceva de notat, dar e posibil să găsești lucruri bune acolo. Știu că e o insulă cu un vapor scufundat, e o insulă cu un, un elicopter prăbușit. Și mai e o insulă, parcă nu mai știu cu ce naiba, dar pe toate găsești loot ca lumea. Nu știu asta ce fel de insulă o fi, dar o să vedem imediat. Mă cam enervează faza că, uite, de exemplu, poți să-ți iei un, o canistră de aia, da, și ți-o umpli cu apă din ocean și poți să bei și nu pățești nimic, nu te infectezi cu nimic, dar dacă vrei să bei direct din ocean, nu poți. De exemplu, un Daisy, spre exemplu, acolo e, poți să bei direct din ocean, da, din ocean, din apă, poți să bei direct din orice apă și n-ai probleme. În jocul ăsta nu prea te lasă, da, nu. No. Oricum, developerul e foarte activ în jocul ăsta. Se ocupă de, de toate când sunt plângeri și tot felul de, de lucruri de astea. Imediat răspunde, deci un developer foarte activ. Bravo lui! Și jocul ăsta a devenit uh, top most played pe Steam. Cred că e în top 10 most played pe Steam, deci uh, probabil că e foarte fericit pentru asta. Că sincer, la 16 ani să ai unul din cele mai jucate jocuri de pe Steam... E un achievement, e un achievement mare. Da, aici a fost un... E insula cu elicopterul prăbușit. E... Yeah, am găsit cantin, dacă acum nu o să mai am probleme. Da, s-o grămat de ăștia, ăștia mor mai greu. De acum nu o să mai am probleme cu apa. Niciodată. Ia uitați. A, ah, e full, pot să o beau. Și acum, pot să iau cantinu, o umplu cu apă și pot să beau din nou, simplu. Și bea așa la infinit. Pac, mai bea un pic. Pe, acum nu mai am nevoie. Uh, singura chestie la care trebuie să mă uit e radiația aia. O să trebuiască să am grijă să nu-mi crească foarte tare. Să vedem ce lut mai găsim. Deja sunt foarte mulțumit cu lutul pe care l-am găsit pentru că cannot lift, e foarte greu. Uh, dacă stați și să vă gândiți, cantinul cred că e una din cele mai bune iteme din tot jocul. Oh, shit. Swift Magazine, Purification Tablets. Dacă mă... Pot să mănânc Purification Tablets? A, ah, da, uite și-mi scade radiația. Nu, cu mult, dar scade. Ok. Deci acum mai găsesc purification tablet să le mănânc direct. Este muniție o grămadă aici. Muniție o grămadă. Aș vrea să iau ăsta, dar a zice cannot lift. Că sunt peste limită. Să dau wooden shield-ul ăsta pe jos și au muniție. N-am găsit nicio armă, totuși. N-am găsit și o armă cu muniție cu tot. Vă imaginați că dacă o să bagi elicopter de ăsta, o să poți să-l zbori și te duci cu niște prieteni și-l zbori. Uh, de față, cred că au scos multiplayer-ul, ceea ce e un pic dezamăgitor, dar o să-l bage prin Steamworks, adică direct prin serverele celor la Steam. Și să destul de, destul de șmecher. Ia să vedem Ah, what the fuck? Eu uite, a băgat mai mult wildlife, parcă astea nu erau înainte în joc. Vreau să iau astea pentru că... Hmm, vreau să le gătesc acasă când mă duc. Loguri mai pot să mai iau. Mai tem copaci. hai să notăm până acolo. Știu că o să fie foarte mult zombie aici, dar Poate mai găsesc niște purification tablets și poate mai găsesc niște... Um, niște mâncare. Că momentan cu apa m-am scos, nu mai am probleme niciodată, dar mâncarea încă îmi crește. Știu că e și un loc pe aici ascuns, nu mai știu unde. Uite, în primul rând poți să te duci pe vapor sus, acolo n-am fost, să mergem un pic. Știu că mai e un loc ascuns, dar nu știu dacă e, e aici sau în partea cealaltă. O să vedem imediat. Pot să-mi craftez asta? A, nu pot să-mi craftez în apă. Vreau să-mi pun niște muniție. că mai am civile în bulet și aș putea să-mi pun în bonciur clip pentru arma mea. E, ai ceva de notat, dar ajungi mai repede așa decât să trebuia să te duci să înconjuri tot. Adică mă gândesc dacă ți o mașină, poate nu... S-ar putea să fie aceeași distanță. Ok, stai așa. Avem beret, ia să vedem, am munițele astea. Nu am. Bun. Pot să-mi încarc? Label Magazine, nu. Dacă dau Label Magazine și-l dă pe jos, pe aia pot să-l iau Da, așa să-l uh, rup pe ăsta Pe aia pot să iau label magazine-ul Și cu label magazine mergem așa În crafting Băgăm civilian bullets Și pe asta dacă mi încarc beret Iep, 13 gloanțe, ok, și să facem aceeași chestie și pentru Outfield Să vedem, avem un bonjour clip pe jos, așa. Luăm bonjour clip cu luăm în crafting, luăm master civilian bullets, craft. Și încărcăm și asta. Și avem 5 gloanțe. Ok, suntem pregătiți. Am mai luat civilian bullets, asta e întotdeauna să bune. Ceva să-mi dau heal. vantaj e că o să îmi heal mai mult decât un rag simplu. Și se de aici. Huh? eu am pus loc iau asta. O, e, o oh, m auzit, uh, da. am auzit o de aici. să se ceva. Îmi place că toți zombii din părți diferite ale orașului au haine corespunzătoare, adică nu sunt zombii standard. Dacă te duci într-o zonă cu birouri, ai uh, zombi cu costum sau dacă... Oh, blowtorch, asta e bun să se repari mașina. Dacă te duci într-o zonă cu e asta, de exemplu, ai marinari. Dacă te duci, știi tot felul de chestii de genul ăsta și adaugă la, la joc. E un can asta, Ce pot să fac cu can -ul? Drop, drop, drop. Să vedem. Old metal, old empty metal can. Hmm, nu stiu ce pot să fac cu can -ul. mai aici, momentan, Ca nu habar n-am ce pot să faci cu el și nu mi ocupă spațiu degeaba. Colt, stai așa. Coltul îl iau. Are niște gloanțe. Ah, e cu Swift Magazine Coltul. Ok am nevoie de el momentan Wooden spike trap Și farmer's hat Da, dacă mi-au -mi farmer's hat îmi dă jos aia de ninja și nu vreau Da, old spike uh, trap vreau Ceva, niște apă, nu apă, niște mâncare de fapt mă interesează Băi, ce a sărit asta pe mine? Can soup. Uite, asta e bună. Să mancam can soup -ul. Și să luăm spike trap-ul. Swift magazine. Swift magazine găsești peste tot, ar fi trebuit să iau coltul ăla. Fata e că nici n-am foarte mult loc în inventory. Hai să vedem ce-i sus aici. N-am fost niciodată. Bolts. Mm. Nimic interesant. Aici e fain să-ți faci o bază. Exact în... deasupra aici pe vapor. Dar prefer să mă duc în bază pe care mi-am construit-o deja. Ala mă acolo. Cred că l-am omorât. Sper. Da, l-am omorât mai pe unul pe aici, pe undeva. Aha. Ok, am înțeles ce e asta. Can 7 days to die, de la. Cred că poți să le și craftezi. Cred că majoritatea itemelor de genul ăsta poți să le craftezi. Travel pack, nu. Shells nu mă interesează. Shotgunul e mișto, dar e aiurea. Ai că e mișto de aiurea. E mișto că poți să tragi puternic, dar ai doar două shoturi cu el. Și atunci trebuie să-ți încarci constant și dacă n-ai foarte multe încărcătoare trebuie să continui să le craftezi. Și dacă ești cu mulți zombi într-un oraș, nu prea ai loc să craftezi atâta, nu prea ai timp să craftezi. Așa că nu avem nevoie. PDW o să-l păstrez. Trebuie să scut ceva. De fapt o să dau jos drobla asta. Știu că bloodbag-ul îți dă maxim de sânge, dar momentan am nevoie. Și vaccine am nevoie. Să-mi scadă... Radiația. Așa.